Dragilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Cultur. Vă pup de aici de la Creator. Chris și cu mine vă pupăm, adică v-ați prins Chris? Chris? Scuze. Unde ai fost? Păi în camera de lângă, la relaxare, da. Tu la relaxare, eu la muncă, mi se pare corect. A, nu. De ce ești așa? Că am fost și eu să beau o cafea cu fetele. Da, care fete? Cum care fete? Alexandra și Ioana Blaj. Păi mai bine o lași tu pe Alexandra. Să o ia la întrebări pe Ioana, știi ce zic? Ba da, o idee foarte bună. Dragilor, chiar acum Ioana Blaj răspunde provocării Cultur. Doamne! Ioana Blaj, îți mulțumesc tare mult că ai venit la interviu, că știu că ai super, mega multă treabă. Mă descurc. Și cu doi copii, și cu joburi, și cu seriale. Dar, da, apreciez foarte tare și să știi că sunt întrebări drăguțe, eu zic că o să-ți placă, da. Dacă mă blochezi. Nu te blochezi, promit, apăsăm butonul de bloc. Cercetătorii britanici au descoperit că... Orice. Cine alargă după doi iepuri? Nu prinde niciuna. Nu există nimic mai drăguț pe lume decât... Copiii mei. Cel mai rău mă enervează? Nepăsarea. Ce nu te omoară? Te întărește. Cine se trezește de dimineață? Doarme mai puțin. Eu vara merg la mare. Eu iarna merg la mare. Yay! Prietena mea cea mai bună? E Sara. Și Vicky. Ce frumos. Când eram mică, mă gândeam că este posibil să... Devin polițistă. Nu înțeleg de ce unii oameni... Sunt răi. Ochii care nu se văd... Se simt. Pentru mine, confortul înseamnă... Liniște și pace. Dacă aș fi Wonder Woman pentru o zi, aș... Fi mama copiilor mei. Dacă aș fi regina Angliei pentru o zi... Nu știu. Pas. Iubesc? Tot. Ce mă înconjoară. Urăsc? Urăsc conducerea țării noastre. O, da. Eu pot? Eu sunt magician. Da. Prostia este? Nu știu ce e prostia. Nepăsare, neștiință, ignoranță. Voită. Exact. Într-o lume ideală, oamenii? Ar fi mai buni. Dacă ar exista raiul? Nu există rai. N-ar exista. Dacă ar exista, n-ar exista. Niciodată? Niciodată nu dorm nedemachiată. Bine. Cel mai mult mă sperie? Mă sperie să li se întâmple ceva nasol copiilor mei. Da. Am învățat că? Că e important să ai răbdare. Mi-aș dori să trăiesc? Să trăiesc în liniște și pace. Am mai zis asta, dar... Adevărul? E cel mai important. Timpul? Nu e prietenul nostru. Dacă aș avea 10 milioane de euro? Aș călători foarte mult. Am uitat să... Să-i spun lui Ducu, te iubesc. Copilul meu interior? E cam neliniștit. Și cam ignorat. Dacă aș fi bărbat? Aș fi foarte atent cu femeile. Când sunt cu prietenii? Mă distrez. Acest interviu e fain.